Trei administratori ai unor societăți comerciale au fost trimiși în judecată de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub acuzația de evaziune fiscală. Aceștia sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 176.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările și au înaintat dosarul la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată față de un bărbat de 56 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, împotriva unui bărbat de 28 de ani și a unei femei de 48 de ani, ambii din municipiul Oradea, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, aceștia în calitate de administratori ai unor societăți, una cu sediul în municipiul Timișoara, respectiv în municipiul Oradea. Sunt bănuiți că ar fi creat un circuit comercial și financiar, bancar fictiv, în domeniul achiziționării de pe piața intracomunitară și vânzării pe teritoriul național de produse alimentare în perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010. Anchetatorii bănuiesc că în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în respectivul circuit comercial fictiv, a fost atrasă și implicată și societatea comercială orădeană, ca societate importatoare de sacrificiu, pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina acesteia, prin transferarea responsabilității achitării TVA și a impozitului pe profit de la societatea beneficiară reală la cea de sacrificiu, aferente produselor comercializate, în valoare de aproximativ 1.100.000 de lei. Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 176.445 de lei și reprezintă TVA, potrivit IPJ Bihor. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei trei până la recuperarea valorii totale a prejudiciului. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările și au înaintat dosarul la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.